Vreau să cânt la lumea toată despre Diana Șoșoacă. Știu de la televizor că mi-a părea un popor. E o doamnă de omenie și aprigă la mânie, cu credință și dreptate luptă pentru libertate. Sperăm ca doamna Șoșoacă la toți dreptate să facă. Noi românii o iubim, vrem cu toți liberi să fim. Vrem liberi să respirăm, de restricții să scăpăm. Lăsați-ne să trăim, asta-i tot ce ne dorim. Păi, ținând cont că doamna Diana Șoșoacă este, să spunem, atât de mediatizată în momentul de față, datorită faptului că am urmărit oarecum activitatea ei la televizor și toate ieșirile ei, să spunem așa, public, mi-a venit această idee să fac un text, după care am creat eu și o linie melodică după acest text. Și a ieșit așa, să zicem, un cântecel. Ținând cont că noi cei din latura asta artistică suferim în această perioadă și nu putem să ne desfășurăm activitatea artistică, eu îi susțin ideea ei și apreciez faptul că ea iese în față, pot să zic că face un pas important pentru noi, în special artiștii și nu numai, și susține ideea noastră de a putea să ne desfășurăm activitatea și poate că ăsta a fost unul din motivele pentru care am creat acest cântecel, acest text cu această linie melodică. Am de gând să merg la un studio profesional și să fac acest cântec, să-l înregistrez cu o calitate mult mai bună, pentru că acolo, în formatul în care este acum, este cântat la mine în casă, este așa, să spunem, un sunet neprofesional, dar urmează ca în viitor apropiat să mergem la un studio, la un specialist în domeniu și să-i dăm o formă mai bună acestui cântec. Noi cei care v-am cântat de tot, parcă ne-ați uitat, parcă nici nu existăm, pentru voi nu mai contăm. Doamna Diana Șoșoacă, sperăm dreptate să facă, de un an de zile încoace, faceți cum vouă vă place. Sperăm ca doamna Șoșoacă la toți dreptate să facă, noi românii o iubim, vrem cu toți liberi să fim. Vrem liberi să respirăm, de restricții să scăpăm, lăsați-ne să trăim, asta-i tot ce ne dorim. Din câte știu și oarecum m-am luat legătura cu câțiva apropiați de ei, adică în urma acestui cântecel care eu l-am publicat pe pagina mea de Facebook, am fost abordat de câteva persoane din anturajul doamnei Diana Șoșoacă. Bineînțeles că m-au felicitat pentru text, pentru melodie. Chiar mi-au sugerat că ar fi bine să merg la un studio, să o înregistrez într-un mod mai profesional, așa. Și mi-au transmis că doamna Diana Șoșoacă iubește cântecul popular, adică este o iubitoare a portului, a tradiției noastre populare. Pe lângă faptul că bănuiesc că iubește toate genurile muzicale de calitate, dar în special vreau să subliniez faptul că iubește cântecul popular. Lucru care pe mine m-a încântat. Eu sunt foarte sincer cu dumneavoastră și aș felicita-o, aș îmbrățișa-o și aș felicita-o pentru curajul dumneaei, pentru felul în care ea spune lucrurilor pe nume și pentru curajul care îl are și modul în care desfășoară public ideile dumneiei. Pandemie programată, du-te de la noi odată, de valuri și de tulpini, nu vrem să mai auzim. Doamna Diana Șoșoacă să facă la toți dreptate, arta din nou să înflorească în țara mea românească. Sperăm ca doamna Șoșoacă la toți dreptate să facă, noi românii o iubim, vrem cu toți liberi să fim. Vrem liberi să respirăm, de restricții să scăpăm, lăsați-ne să trăim, asta-i tot ce ne dorim, așa!